Salut și bine v-am regăsit la o nouă reacție. Știu că deja postez două reacții una după altă, dar Lino Golden și cu frații Munteanu au scos o piesă nouă de Crăciun. Se numește Singura Casă. Este locul 4 în trending când filmez această reacție. Are 50.000 de like-uri și 4.200 de dislike-uri, nu înțeleg de ce. Ok, piesa am ascultat-o doar o singură dată, deci nu o să fie o reacție originală, asta e, îmi pare rău. O să-mi dau cu părere așa și în fața voastră, dacă nu ați ascultat piesa o să aveți primul link în descriere să mergeți către piesa originală să o ascultați și să vedem cum va ieși această reacție. Trebuie neapărat să-mi dați un follow pe Instagram, aveți Instagram-ul meu aici. Aici este cel mai important să-mi dați un follow pentru că aici vă informez când pun clipuri noi și vorbesc cu voi, vă fac promovare, vă pun pe Insta Story, vă dau repost-uri, vă dau follow-uri, adoruri și așa mai departe. Să vă abonați neapărat dacă sunteți noi pe acest canal, că facem 18.000 de abonați imediat. Dați acolo un mare, mare, mare subscribe și un mare like la această reacție înainte de a începe această reacție, bineînțeles. Bun, fără multă vorbă, haideți să-i dăm drumul la reacție. Ok, ca la fiecare reacție m-am dat un pic mai încoace ca să pot să pun videoclipul aici. Eu o să stau un pic așa, o să mă uit în partea asta pentru că eu aici am telefonul. Bun, eu zic să-i dăm drumul la reacție, haideți să vedem cum sună piesa și sper să fie o reacție cât mai interesantă. Hai să-i dăm drumul. Stai. Eu cerut-o Panamera roșu și în următorul cadru, în spate, are tot Panamera aia neagră. Păi, de ce ai mai cerut Panamera roșu când în spate tot Panamera neagră a rămas? Nu înțeleg. Ok. Continuăm. Euro sau chiar dolar, jur că am fost de treabă, așa că fac gătă sume mari. Bagă și un fai, cine se prind, mă plecesc puțin, să lângă ruhai. Scuze, nu pot să mă țin. Prinde afară, zboară, Lenny. 1, 2, 3, Lino și Munteni, spart în cel de Crăciun. Anul ăsta am fost bun, nimeni nu poate să mă întreagă, cred că sunteți nebun. Bă, sună contactul pe show, vreau să te aștept un pator. Jingle bells, bells, eu orzec, bells. Singura casă de Crăciun, fără stres, stres. Fac mare party la mine, să văd cine mă susține. Cine vine și cu cine, cine vrea să se combine, yeah. Ok, asta a fost partea lui Lino. Deci, Lino a început cu refrenul direct, o veni partea lui și acum din nou a fost refrenul mai înainte. Mă, sincer, până acum refrenul e blană, deci refrenul chiar îmi place, sună destul de interesant. Bun, să vedem cum sună partea lui Vlad și lui Cristi și la sfârșit o să spun care parte îmi place cel mai mult și o să-mi dau cu părere, o să mai pun mici pauze ca să văd dacă văd ceva mai ciudat în clip sau dacă mi se pare mie ceva ciudat. Hai să continuăm. Uit pe geam, scutul haine, wow, gata e pe jos, mă prin oraș, într-un Panamera. Deci din nou, Vlad a zis că cu Panamera roșu și arată către Panamera roșu, care de fapt e Panamera neagră, nu-i roșu. În cadrul a rămas Panamera roșu și după în cadrul următor a rămas tot Panamera neagră. Ok, continuăm. Poate îl ajut pe moșu, yeah. Wow, ai fost cu mintea, m-a auzit, yeah. La Munteanu o să-ți dea cadou potrivit. A venit, m-a văzut, mi-a zis știu cu cine semeni. Ai greșit băiatul, nu știa că suntem gemeni. Wow, wow, știi că vreau niște acțiune, yeah. Că numai Crăciun mi se pune, wow. Vreau să te ajut, de-abia te-am cunoscut. Ți-am zis mai crezut, din prima ți-am plăcut. Jingle bells, bells, eu ordec, bells. Singura casă de Crăciun, fără stres, stres. Fac mare parte la mine, să văd cine mă susține. Cine vine și cu cine, cine vrea să se combine. Să fii curajos, să dai totul frumos. Ok, intră Cristi. Bun, hai să vedem. Totu-i luminos, os, totu-i prețios. Nu fi ticălos, os, e doar un cos. Eu sunt serios, os, os, nu fi furios. Am folosit un șir, ca să iei de el. Am făcut un drill și-am mai primit un mir. Eu te crezi, ca să nu fiu. Ce fac acum? Eu o să fiu mai bun, fără greutăți.
ok, asta a fost partea lui Cristi. Partea lui Cristi a sunat destul de decent, mi-a plăcut și îmi place că a avut așa niște rime, gen rime una după la altă și practic a fost și lungă partea lui. Totuși a sunat foarte șmecher și acum urmează din nou refrenul. Ok, direct by Andrei Zbâr, produc by Dragoș așa, text by Lino Vlad Cristi, Vex Wish Scazi, Dop Cafea Albă, Color Grade by Andrei Zbâr. Ok, fraților, cam asta a fost reacția. Acum o să spun puțin părerea despre această piesă. Piesa sună destul de decent. Cel mai mult mi-a plăcut partea lui Cristi și refrenul. Refrenul sună foarte șmecher, cântat de Lino. Piesa a fost muncită, se și vede, numai nu prea am înțeles că este Panamera Roșu. Adică au zis că vrea Panamera Roșu, dar după aceea, ați văzut, după aceea în următoarele cadre, toată acea Panamera neagră rămâne. Deci nu s-a făcut nicio schimbare, doar în cadrul ăla în care zice că îi trebuie Panamera Roșu și după rămâne tot aia neagră. Bun, nu contează, în fine. Sper că v-a plăcut reacția asta, nu uitați că aveți Instagram-ul meu în descriere, dați-mi neapărat un follow acolo pentru că vorbesc cu voi, vă fac promovare și așa mai departe. Aveți piesa originală în primul link din descriere și un mare, mare like la reacția asta, să văd cât mai multe like-uri. Probabil o să încep o serie de reacții, nu doar la piese și la altceva. Ziceți-mi în comentarii dacă doriți reacții și dați-mi niște clipuri la care ați vrea să reacționez. Probabil o să fie o serie destul de apreciată, vedem, depinde de like-ul vostru, așa că lasă orgoliu de like acolo, să fie cât mai multe like-uri, să vedem dacă vă place această serie. Bun, deci cam atât a fost cu clipul ăsta, cu voi a fost Darius și noi o să ne revedem la următorul episod. Pa!